Și doi, venirea lui Enoch și Ilie, care amândoi trăiesc și au fost răpiți la cer, și predicarea dreptei învățături în Ierusalim. Începeți să vă gândiți de pe acum la această posibilitate. Nu e o prorocie, ci un îndemn. Să apară în fața dumneavoastră un om vorbind de Dumnezeu și să spună: eu sunt Ilie. Acum avem telefon, smartphone, 112, imediat anunță: domnule, legați-l, dați-i sirochel, că ăsta se crede Ilie. Deci suntem în imposibilitatea de a greși în aceeași măsură cum au greșit și cei din Vechiul Testament, care nu-L înțelegeau nici pe Iisus, nu-L înțelegeau nici pe Duhul Sfânt, nu înțelegeau nici prorocii, dar nici prorociile. De-aia Mântuitorul spune: fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Că mulți ar fi vrut, spune Mântuitorul către apostoli, să vadă ce vedeți voi, să audă ce auziți voi și să cunoască ceea ce știți voi. Dar sunt fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Ei, gândiți-vă că noi vom fi puși în această imposibilitate de a-L recunoaște pe Enoch și pe Ilie când vor veni și vor predica la sfârșitul Apocalipsei, atunci când trebuie să vină Domnul pe norii cerului. Că așa spune, că Apocalipsa va începe cu 3 ani și jumătate din cuierea cerului ca să nu plouă. Mula câte ape sunt, vă puteți culca pe ureche, încă nu-i vreme de Apocalipsă. De ce vă spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că cuvintele lui Dumnezeu nu sunt chiar atât de simple cât par la prima vedere. Nu sunt în biserică, Dumnezeu nu dă telefon la nimeni. Închideți-vă telefonul, nu vă sună Dumnezeu pe mobil. Deci, în momentul în care te vezi pus în fața înșelării, că satana poate să facă minuni în orice chip, până la înger de lumină. Satana poate să înșele și pe cei aleși. Pavel ne vorbește de Hristos și mincinoși, de prorocii mincinoși. Deci aici este vorba de discernere. Iată-l pe acest om care își caută discernerea. Îl verifică pe Iisus în mod indirect, într-o subtilitate mai fină decât părerea minții noastre de a o percepe. Nu-i nevoie să bați drumul la mine. Adică numai nu i-a spus, dacă ești Dumnezeu, cum spune lumea, și ești atât de mare și de tare ca învățător, și eu te respect, că am auzit multe lucruri de tine, zic cu cuvântul că e de ajuns să bați drumul până la mine. Și s-a tămăduit sluga sutașului, ca drept dovadă. Ce trebuie să înțelegem de aici? Că însuși Ioan Botezătorul, care a fost trimis personal de Dumnezeu. Și aici chiar vă rog să fiți foarte atenți și foarte prudenți. Ioan Botezătorul este un înaintemergător al lui Hristos? Este. Ioan Botezătorul este cel mai mare om născut din femeie? Este. Ioan Botezătorul este cel mai mare postitor și mucenic și trăitor al prorociilor sale, îmbrăcat în blană de cămilă, încins cu funie, în sandale, mânca acride, mănâncă miere sălbatică, mănâncă lăcustră, nu mănâncă mâncare. Ce spune Dumnezeu de el? A venit Fiul omului mâncând și bând și v-ați mintit, că stă cu vami și cu farisei la masă. Dar a venit Ioan nici mâncând, nici bând și tot nu l-ați primit. Deci lumea oricum este stricată și nu înțelege sensurile dumnezeirii. Și atunci, marele Ioan Botezătorul, care era perfecțiunea absolută, crescut de îngeri, format de îngeri, pregătit duhovnicește de îngeri, pregătit ascetic de îngeri, pregătit mistic de îngeri, ce face când vine la Iordan? Vine în mijlocul Iordanului, după spusa care a auzit-o din cer. Acela care mi-a zis, acela mi-a spus, el m-a trimis, peste care voi vedea, acela este. Ce să vadă? Duhul Sfânt coborând în chip ca de porumbel. Ioan a văzut Duhul Sfânt în chip ca de porumbel. A întins mâna spre el.
Dar s-a poticnit. S-a poticnit de câteva idei foarte simple. În materie de teologie, spune undeva, și cred că ăsta e Isaia, sau dacă nu știu exact, dar cred că Isaia spune acest lucru, sau în cartea lui Iov, nu zdrobi oasele Evangheliei cu dinții de lapte. Deci Ioan Botezător a ținut cont de această versiune teologică dumnezească. A văzut un tânăr de vreo 30 de ani, ieșind din mulțime, care muia oamenii apă și îi ierta de păcate. S-a uitat bine la el și l-a recunoscut că-i verișorul lui, care i s-a închinat din pântece când s-a îmbrățișat Maria cu Elisabeta. Și a intrat într-o îndoială, a văzut totuși porumbelul. După ce a văzut porumbelul, a zis, da, iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatele lumii. Deci, realizați ce a putut să iasă din gura lui Ioan Botezătorul. Mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatele lumii. Vă dați seama că s-a cutremurat toată ființa lui. Dar în cutremurarea ființei lui, Ioan Botezătorul nu s-a apucat de stat cu el la povești pe o bancă în parc. Bă, ce mai faci, vărul, de unde ești, când vii, pe unde ai mai stat, ce ai mai făcut? Nu. A zis două lucruri. Eu am nevoie de botezul tău. Adică vedea în cel din fața lui câteva elemente forte pe care nu le înțelegea. Porumbel deasupra capului și cerurile deschise. Să vorbească Tatăl din cer, acesta e fiul meu iubit, pentru care am binevoit pe el să-l ascultați. Și Ioan rămâne totuși cu îndoială. Deși Hristos îi spune, lasă să se împlinească legea, fă ce trebuie, adică botează-mă. Ioan îl botează, dar se scuză. Nu sunt eu vrednic să dezleg încălțămintea sandalelor lui, adică adâncul acesta de teologie mă depășește. Deși sunt înger în trup, deși sunt ascet desăvârșit, deși sunt cel mai mare om din femeie, cum spune, de ajuns să țeste ție înainte mergătorile mărturia Domnului. Ce mai mare decât când Dumnezeu a mărturisit pentru Ioan, prorocul înainte mergătorile și botezătorul. Mitroparul sunt Ioan Botezătorul. Ce vreau să vă spun? Ioan rămâne cu îndoială. Nu pătrunde teologia. Teologia se petrecea sub ochii lui. Trimite pe ucenici când era în temniță. Deși înainte de a face acest gest, el le spune ucenicilor, mie mi-este să mă micșorez ca el să crească. Spune de Hristos. Deci misiunea mea a încetat. Se spune că din ziua în care Hristos a botezat la Iordan, Ioan n-a mai botezat. Prins și dus în temniță la Irod, pentru că era în curvărie cu cumnața și Ioan îl mustra că ura păcatul, a rămas cu acea îndoială, a rămas cu acea îndoială despre care va trimite pe ucenici la Ioan să o deslușească. Încă o dată lămurit, tu ești sau pe altul să-l așteptăm? Deci realizați ce profunzime avea Ioan și ce frământare. Irod, în loc să se roage, dați-mi drumul, nu mai fac, nu mai zic, gata, mă liniștesc, faceți ce vreți voi, nu. Închis în temnița păgână din Sevastia, Ierusalimului, de acolo unde avea Irod palatul, deasupra benchet și distracție, Ioan Botezătorul în temniță legat acolo, el se gândea dacă ucenicii lui sunt încredințați pe mâini bune. Ucenicii probabil încercau să mijlocească eliberarea lui. Și totuși Ioan era preocupat de o chestiune teologică. Tu ești sau pe altul să așteptăm? Și iată-l pe Iisus Hristos dând un răspuns ucenicilor pe măsura întrebării lui Ioan. Dacă îi voi spune, eu sunt cel ce sunt, nu îl va lămuri. Eu sunt Alfa și Omega, nu îl va lămuri. Eu sunt începutul și sfârșitul, nu îl va lămuri.
Eu sunt Fiul lui Dumnezeu celui preanalt, cum a mărturisit Petru cândva la tabor. Nu-l va lămuri. Eu sunt cuvântul cel mai înainte de toți vecii. Nu-l va lămuri. Eu sunt Fiul Tatălui, unul născut mai înainte de toți vecii. Nu-l va lămuri. Și trece la o teologie pe măsura înțelepciunii și minții omenești ușoară de perceput. Orbii văd, e o mare taină, surzi aud, leproșii se curățesc, bolnavii se vindecă și șchiopii umblă. Dacă îi spui aceasta lui Ioan, el va înțelege. De ce? Că până la el nimeni nu făcuse așa ceva. Numai Dumnezeu a fost cel care a spus. N-a suferit să vadă neamul omenesc chinuit de diavol și de stricăciune. Și Iisus le arată oamenilor că ceea ce am spus eu acum este adevărat. După mulțirea pâinilor în pustie, de acum popoarele buluc după Iisus. Și Iisus se întoarce așa într-o doară acolo la Marea Galilei, se suie într-o barcă frumos și le spune de acolo, din barcă, de la marginea apei, ca să nu îl îmbulzească mulțimile cum obișnuiau. Eu știu că nu mă urmați din credință, ci pentru că v-am dat hrană în pustie. Adică vreți o religie care să vă aducă un favor. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și cu asta basta. Sutașul știe toate lucrurile astea și vrea să verifice în mod indirect identitatea Mântuitorului Iisus Hristos. Spunându-i să zică cu cuvântul. De ce? Pentru că în Evanghelia lui Ioan stă scris. La început era cuvântul, cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Prin care toate s-au făcut, fără de care nimic nu s-ar fi făcut din câte s-au făcut. Ce întreabă Mântuitorul Iisus Hristos pe cei doi orbi? Ce vreți să vă fac vouă? Și ei răspund scurt. Vrem să vedem. Ce se întâmplă în clipa următoare? Se deschid ochii lor și ei văd. Și ce spune Mântuitorul? Să fie după credința voastră. Deci avem un element care ține de totalitatea fundamentală a împlinirii oricărei minuni, a oricărei dogme, a oricărei învățături și a oricărui cuvânt din Scriptură. Deci dacă azi, în secolul 21, ne plângem de incertitudinea credinței, este din lipsa credinței noastre față de cuvântul Scripturii. Dacă astăzi ne plângem de incertitudinea prezenței lui Dumnezeu în umanitate, este pentru necredința noastră, pentru că El s-a întrupat de acum 2000 de ani. Din Fecioara Maria, care pentru noi oameni și a noastră mântuire s-a făcut om. A pătimit și s-a îngropat, cum spune crezul, da? Și a înviat a treia zi după Scriptură. Și așa de-a dreptat atât. Deci iată toată esența dogmei creștine. Ei, întrebarea mea este acum, ca să ai o credință sănătoasă, trebuie să ai o mentalitate sănătoasă? Ca să ai o credință sănătoasă, trebuie să ai o cunoștință sănătoasă? Ca să ai o credință sănătoasă, trebuie să ai o lucrare sănătoasă? Ca să ai o credință sănătoasă, trebuie să ai o trăire pe măsură? Mie îmi place și sunt foarte încântat și super încântat când oamenii din cotidianul lor firesc, televizorul, mașina, weekendul, plaja, marea, pădurea, serviciu, grija, casa, masa, se declară și se proclamă mare cunoscător de dogme. Nu poți face treaba asta. Dacă Ioan Botezătorul, care era cel mai mare om născut din femeie, și-a permis să pună cele trei întrebări fundamentale în lume, tu ești sau pe altul să așteptăm? Nu sunt vrednic să-ți dezleg cureaua încălțămintei.